îți binecuvântează de Domnul. În această lună sărbătorim pe Dumnezeul nostru. Sărbătorim lumina trimisă de Dumnezeu în întunericul lumii acesteia. Și această lumină a luminat și continuă să lumineze. Efeseni, capitolul 5, versetul 8, spune despre noi: odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Amin. Această lumină, Iisus Hristos, a venit în lumea aceasta pentru că ne-a iubit și continuă să ne iubească și ne-a dat nou un mandat atât de minunat, și anume să mergem mai departe, să luminăm. Același Iisus care a spus: eu sunt lumina lumii, a spus și voi sunteți lumina lumii. Și ne-a făcut de asemenea cu El o lumină din partea lui Dumnezeu, indicatoare către Dumnezeu. Și ne-a spus așa de clar: erați în întuneric înainte, dar am venit, v-am luminat, v-am făcut cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, v-am făcut cunoscută voia Lui. Acum este datoria voastră să luminați. Este datoria voastră să mergeți și să faceți mai departe de cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Aș vrea ca aceste trei lucruri să ne caracterizeze: bunătatea lui Dumnezeu, neprihănirea Lui să o vadă cei din jur și adevărul Lui să fie rostit de noi. Făcând aceste lucruri, oamenii vor vedea lumina lui Dumnezeu. Și la aceasta am fost chemați: să luminăm. Aș vrea doar să vă spun atât. Haideți să-i cerem lui Dumnezeu, dacă mai sunt în viețile noastre pete, umbre care nu sunt lumină, haideți să-i cerem lui Dumnezeu să ne curățească și să ne pună acolo unde El ne vrea, de fapt, în slujba Lui, ca să luminăm, ca să putem fi o mărturie, un indicator către Dumnezeu. Și în această, nu doar în această lună, ci de acum înainte, în fiecare zi a vieții noastre, să putem să-L arătăm pe Dumnezeu. Pentru că făcând asta, de fapt, împlinim voia lui Dumnezeu, care ne-a spus: mergeți în toată lumea și vestiți tuturor. Vestiți această veste bună. Haideți să nu fim egoiști. Dumnezeu a avut har față de noi. Ce am meritat eu ca să-L cunosc pe Dumnezeu? Nu este meritul meu, este harul Lui față de mine. Și dacă El a avut har față de mine, vrea să aibă și față de alții. Eu nu vreau să mă rog pentru asta, să-mi dea Dumnezeu putere, curaj, să-mi deschid gura, că de atâtea ori n-am deschis-o, de atâtea ori poate n-am fost lumină și vreau să fiu lumină pentru El. Vă invit să ne ridicăm și fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem petele noastre, umbrele noastre din viețile noastre și să-i cerem: Doamne, curățește-mă și ajută-mă ca să înlocuiesc orice pete din viața mea cu bunătatea, neprihănirea și dragostea cerută de Tine. Adevărul Tău să fie în gura mea, cei din jur să vadă că Tu existi, să Te urmeze și să pot să urmez ceea ce Tu mi-ai pus în viață, și anume să Te caut pe Tine, să Te slujesc, să Te spun altora. Asta doresc. Haideți să ne rugăm.